Rolului. Vedem momentul în care ies de la vestiare jucătorii celor două echipe în frunte cu brigada de arbitri. Ișvan Kovac este la noul echipament al Petrolului, cel în care ploieștenii au jucat și săptămâna trecută în fața grecilor de la AEK Athena. Sezon, doar 4 echipe vor mai merge în cupele europene. Ocazie mare ratată acum de Marian Cristescu în interiorul suprafeței de pedeapsă a Ceahlăului. Depășit, iată, a doua oară la rând Lucian Cazan de Iunes Ambeze. Teoretic, n-ai voie să-l lași pe mijlocașul ofensiv al Ceahlăului să-și potrivească mingea în urmă cu 3 sezoane. Grozav acum se întoarce. Șutul n-a fost însă tocmai adus. Gigi Mulțescu, cel care a reușit lucruri foarte frumoase în finalul campionatului. Iunes Amza șutează la colțul scurt. O partidă și-ar dori toată lumea de la meciurile din campionat. Partide în care împăcat, grozav pentru Iunes Amza. Iunes Amza, gol! Petrolul deschide scorul, minutul 12, prin golgheterul sezonului precedent. Iunes Amza marchează din pasa lui Gicu Grozav. O acțiune foarte de, nu este offside, a stat rău Țepeș acolo, am impresia. 1-0 Petrolul. Iunes Amza a avut alte 2-3 acțiuni foarte periculoase și dă o pasă foarte bună pentru Iunes Amza, preluare bună, însă mingea se duce peste poartă. Nu-l pot controla sub nicio formă fundașii Ceahlăului pe Iunes Amza. O mare problemă au băieții lui Costel Enache la acest capitol. Enache se agită foarte mult pe margine terenului, centrează Adrian Cristea, o face foarte bine, gol! Dublă Iunes Amza, 2-0 Petrolul Ceahlăul, iată minutul 17. Perfecte execuția. Iunes Amza răspunde provocării lansate ieri de primul jucător care a reușit o dublă în această ediție de Liga 1. Johnny Beck trece, Bugema, pasă către Iunes Amza, în care Amza ratează singur cu Bojan Jović. Ce șansă de a realiza hat-trick-ul. Adrian Cristea și Grozav erau și ei în careu. Bugema l-a preferat pe Amza. A avut nevoie de două atingeri înainte de șut Amza, acest lucru l-a încurcat. Prima preluare, Stana Bugema, excelentă pasa către Iunes Amza. Amza este egoist, grozav, avea poarta goală. Amza însă de offside la pasa lui Bugema spre Iunes Amza. A vrut să tragă Amza, a ratat însă execuția. Bugema cade și pierde în duelul cu Anortosis Famagusta și Cuban Krasnodar. 0-0, acum este 3-0 pentru Petrolul și lucrurile sunt cât se poate de clare. 3-0 Petrolul, marchează și Gicu Grozav, golgheterul Petrolului în meciurile amicale. Șut la colțul lung, Jović nu are reacție și Petrolul bifează primele 3 puncte în acest campionat și o face în stil de mare campioană. Iată, Bugema îi pasează lui Grozav, care îl învinge aparent fără probleme pe Jović. Doar 3 minute a rezistat de la Onciu. Recuperează Bugema, Grozav poate șuta. Trimite în dreapta, să vedem centrarea pentru Adrian Cristea. O nouă ocazie. Nu i-a venit atât de bine mingea lui Cristea.
încât de carul Petrolului să încerce un șut în plin spre poartă. Iată, a trimis cu latul în fața porții. Se pregătise pentru Besamza. Oprița este în fața porții, va fi doar corner. Oprița aproape să marcheze la prima atingere de balon. Lucian Cazan a intervenit perfect. Aici nu cred că a fost offside la pasa lui Marinescu spre Amza. Marinescu un șut acum de la 20 de metri. Săracul Iovic a răgușit tot țipând la coechipieri, care i-au lăsat pe jucătorii Petrolului să șuteze cam din orice poziție. I-au lăsat, evident, în teren, însă pasează greșit acum Grozav. Îi poate pasa lui Ionuț Amza. Mingea intră în poartă. 4-0. Ionuț Amza face tripla. Nu e hat-trick în sensul strict al cuvântului, este însă o triplă. Trei goluri Ionuț Amza, două dintre ele din pasa lui Gicu Grozav, care și-a trecut și el odată numele pe lista marcatorilor. Până la urmă, te desprinde din îmbrățișarea pătimașă a suporterilor ploieșteni. Iată la ce a dus insistența lui Lucian Cazan. Acolo de ține mingea în teren, a pasat greșit. Mingea a ajuns foarte repede la Gicu Grozav, iar Amza cu o atingere splendidă. Un vârf de gheată a fost de ajuns pentru a trece mingea peste Gomamo. De la inaugurarea oficială a stadionului, fanii Petrolului au creat o atmosferă excelentă. Chiar și la meciul cu Steaua, întrerupt din pricina acelui incident, natură violentă, atmosfera a fost superbă. 5-0! 5-0! Marchează Sucala. Minutul 85. Sucala marchează al 5-lea gol al Petrolului. Lider în acest moment echipa lui Mircea Rednic. 5-0, minutul 85, Sucala, după o pasă cu călcâiul dată de Grozav și o centrare perfectă venită din partea lui Ghierme. Așadar, Petrolul lider, cel puțin Cătălin Chiș, poate șuta, până la urmă pasează în dreapta spre Marian Constantinescu, minge întoarsă la Andrei Țepeș. Cătălin Chiș șutează acum pe colțul scurt. Bornescu, cu ceva emoții, nu se înțelege apoi cu Galamaz, care trimite la Marian Constantinescu. Se încheie însă deocamdată acțiunea acea clăului cu această centrare prea lungă. Un minut de prelungire, doar pentru...